Cine nu și-ar dori ca meseria pe care o practică să-i aducă nu doar bani în buzunar, dar și plăcere? Așa e. Colega noastră, Alina Gentimir, a mers în stradă să afle de la moldovenii noștri cât de mulțumiți sunt de ocupațiile lor și ce ar alege dacă ar avea această șansă și dacă ar fi ziua aia în care ar putea să schimbe totul. Cu ce vă ocupați? Care este jobul vostru? Marketing, promovare. Da, tu? Manager logistic. Așa, și vă place ceea ce faceți? Evident, sigur că da. Da. Dar dacă ar fi să schimbați acum, nu știu, ați avea o posibilitate, alt job, care ar fi acesta? Nu ar fi altul. IT. Vă place ceea ce faceți? Da. Dar dacă ar fi să schimbați acum jobul sau ați avea o posibilitate, altă posibilitate? Я бы стал банкиром. Если у меня был миллиард, я бы купил все банки, вложил бы деньги, поехал на остров и лежал бы, и жил бы на депозит. Класно. Спорт. Dar dacă ar fi altă, nu știu, altă facultate să alegi, care ar fi aceasta? Arhitectură. Лично я фотограф давно уже. У меня отец, мать были фотографами, я стала после них фотографом тоже, да. Dar dacă ați avea posibilitatea altceva să faci, să știu, care? В Молдове? Не знаю, в политика, наверное. Политика, да. Я бы стала президентом. Через 10 лет. Сначала депутатом, потом президентом. Care este job-ul? Online. Freelancer, da. Freelancer. Îți place ceea ce faci? Deocamdată, da. Dacă ai avea posibilitatea să schimbi, eu știu, ce alt job ai avea? Ai vrea să ai? Dacă să luăm după cadranul banilor de a lui Kiyosaki, nu vreau să am niciodată job. Fiindcă este primul cadran unde sunt cei mai puțini bani și cel mai puțin timp liber. Aș vrea să ajung în partea dreaptă, unde este antreprenoriat sau investitor. Acolo cei mai mulți bani și cel mai mult timp liber. 6 ani lucrez în Marea Britanie. Inginer cadastral, lucrez într-un depozit. Vă place ceea ce faceți? Nu. Dar ce ați vrea? Să aveți posibilitatea un alt job să alegeți? Care ar fi? Aș vrea să vin acasă. Și vreau să-mi spuneți, care este cel mai scump obiect de la voi din apartament, casă? Fisca mai este undeva. Fai statistică pentru deși? Asta e pur și simplu. Familia. Familia, ce drăguț. Dar tu? Eu o să fiu probabil mai materialist, cred că frigiderul. Ну, кухню я брал по заказ. Это самое дорогое, да? Ну, кухня всегда самая дорогая. Объект, что самое дорогое? Наверное, стены. Ты имею в виду сама квартира? Ну, нам у кого-то здорация и мобила, да? Дико с лукрурами. Ну, что, кредка мобила. Какой самый скумп объект для тебя из дома? Я.